Să fie Domnul. Iubita biserică, dragi frați și surori, în dimineața aceasta vă invit să deschideți Cuvântul Domnului împreună cu mine în Sfânta Carte Biblia, versiunea Corinilescu, pagina 940, Matei, ver, capi, capitolul 14, câteva versete de la 13 până la 21, Cuvântul Domnului. Iisus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o gloată mare. I s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și a zis, locul acesta este pustiu. Și vremea, iată, că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Nu au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis, n-avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și el i-a zis, aduceți aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să-și șadă pe arbă, A luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fârmituri Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Amin. Vă invit să ocupați locurile. M-am gândit mult la dimineața aceasta, și vreau să vă spun că am meditat la ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc. Și aș vrea să vă vorbesc despre pâinea noastră, cea de toate zilele, pentru că această pâine, după care fuge omul, după care alergă omul, este vitală. Și fiecare zi, un astăzi, are un mâine și un ieri, dar noi. Trăim viața într-un prezent continuu. Și niciodată nu putem depăși clipa de față. Și nici ziua de față. Pentru că nu putem să spunem am să mă duc mâine sau am să plec înapoi în ziua care a trecut să mai repar ceva. Și vedeți, Domnul, cuvântul Domnului ne vorbește și prin pâinea noastră, cea de toate zilele, înțelegem că avem nevoie de Dumnezeu în fiecare zi în viețile noastre. Avem nevoie de pâinea ca hrană pentru existența pământească. 2. Avem nevoie de pâine ca hrană sufletească. Asta ce înseamnă? Cuvântul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând aș vrea să vă vorbesc de această pâine euharistică. Ceea ce înseamnă pâinea spre viață veșnică pe care o au cei ce cred în Dumnezeu, în Mântuitorul nostru Isus Hristos. Aș vrea să vorbesc puțin despre pâinea ca hrană pentru trup. Acum, ca să aduci o pâine acasă, familiei tale trebuie să murcești, nu? Trebuie să te duci la un serviciu, să-ți un job, să mergi să fii acolo în fiecare zi și la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul celor două săptămâni lucrate să primești un cec, să aduci acasă pâinea cea de toate zilele. Adică înseamnă să fim harnici și să fim oameni care înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și spune psalmistul în psalmul 127 cu versetul 2 și lucrul acesta o plac unora care spun că ei se roagă doar și primesc acasă ceea ce au nevoie. E cam greu, nu știu. Eu m-am rugat, dar n-am primit acasă să-mi vină cineva la ușă poștașul să mă duc un cec să spună, uite, ai un cec din partea lui nu știu cine că ești frumos și te cheamă Liviu N-am primit niciodată un asemenea cec. Nu știu dacă dumneavoastră ați primit. Și spune cuvântul Domnului așa, în psalmul 127 cu versetul 2. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, că și prea lui, el le dă pâinea ca în somn. Asta nu înseamnă să dormi bine și să nu lucrezi deloc. Asta nu înseamnă să stai nepăsător. Îți dă pâinea ca prin somn. Ce înseamnă că această pâine ți-o dă ca prin somn? E ca un vis viața noastră. Și fiecare zi trăim doar astăzi, nu trăim mâine, oameni buni. Mai mult ca oricând trăiesc doar astăzi, pentru că cu ani în urmă făceam planuri pe, și spuneam așa, peste două săptămâni, peste trei săptămâni, peste un an sau peste doi ani voi face cu tare lucru. Și ați auzit și dumneavoastră cuvântul acesta pe care rostesc mulți, planuri cu bătaie lungă. Noi ne avem planuri mari pentru viitor. Și Isus Hristos vine și în rugăciunea Tatăl nostru din Matei 6, ne învață cum să ne rugăm și spune pâinea noastră cea de toate zilele, când să ne dea nouă? Astăzi! Pentru că noi astăzi trăim. Să ne dea Dumnezeu putere să înțelegem că noi trăim astăzi, nu mâine, nu poi mâine, nu răspoi mâine. Pentru că în Biblie vedem uh, și știm despre acel om care i-a rădit țarii în așa de mult. Și a spus, acum, hambarele mi-s pline. Și am mai mult decât o încăput înainte în hambarele astea. Am să le stric, am să fac altele mai mari. Și acum suflete, vorbea el cu sufletul lui, să ai pentru mulți ani, mănâncă și bea, simte-te bine. Trăim o sută de ani de acum încolo cu ceea ce avem în hambarele astea noi și nu o să mai avem nicio grijă, nu o să mai avem nicio problemă și vine Domnul și spune, nebunule, în noaptea asta ți se va cere sufletul. Am citit acest text și mă gândeam, mă gândeam ceea ce Mântuitorul face și spunea în versetul 1, în urma acestei vești pe care a primit-o el, Iisus, când a auzit vestea aceasta, dar ce veste a primit el? Și dacă veți citi mai departe, în capitolul, mai sus puțin, în capitolul 14, la capitolul 1, Aici se vorbește despre moartea lui Ioan Botezătorul și Iisus Hristos primește această veste că, Iisus, că Ioan Botezătorul a murit și s-a întristat, a avut nevoia să meargă într-un loc și să fie singur. Și spune cuvântul Domnului că a luat această corabie ca să se, să se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Dar acolo, în partea acealaltă, când a ajuns, a avut o surpriză. Acolo l-au așteptat noroadele, acolo l-au așteptat oamenii. Pentru că Mântuitorul nu a avut nici măcar timp să se reculeagă. El a fost și el totuși om și ca oameni avem nevoie când primim veștile astea rele să mergem și să ne reculegem moment, în aceste momente grele. Și de multe ori avem nevoie să fim singuri pentru câteva clipe, poate pentru câteva ore, poate pentru câteva zile, ca să ne reîncărcăm noi bateriile. Ați primit vești Și unde v-ați dus când ați primit o veste rea? Cui a spus prima dată? Domnului, așa -i? Doamne, la cine să merg? Păi vin la tine, Doamne, că și la tine sunt cuvintele vieții, la tine este vindecarea, la tine este mângâierea, vin la tine, Doamne, că în tine m-am pus toată încrederea. Și oamenii aceștia îl căutau pe Iisus Hristos. Și spunu uh, spun ucenicii un lucru foarte interesant. Uitați ce spun ei. Când Iisus le spune, nu au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i au zis, nu avem aici decât cinci pâini și doi pești. Și el i-a zis, aduceți i aici și la mine. Resursele pe care le ai, puținul pe care îl avem, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem că dacă îl vom aduce întotdeauna înaintea lui Dumnezeu, dacă le vom aduce întotdeauna înaintea lui Dumnezeu, aceste resurse, Dumnezeu le va binecuvânta și le va înmulți. Așa îți va da ție pâinea ca prin somn. Când tu vei veni înaintea Domnului și vei cere binecuvântarea peste lucru, mâinilor tale, pâinea cea de toate zilele, ți se va da în ziua, de care, în ziua în care o vei cere și Dumnezeu știe că noi avem nevoie de această pâine și Dumnezeu se va îngriji de noi. Dacă vom veni, dacă vom veni înaintea Domnului, și vom cere binecuvântarea, o vom primi. Pentru că încă de la început Domnul, Dumnezeul acesta minunat care a creat pământul cu tot ce e pe el, uitați ce, ce spunea în Geneza 3 cu 19. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea până când te vei întoarce în pământ. Pentru că din el ai fost luat, căci țărână ești și țărână te vei întoarce în Geneza 3 cu 19, spune cuvântul Domnului. Dar aș vrea să vedem ce spuneau chiar apostolii pentru că uh, Există o problemă, sunt, sunt, unii oameni care profită de alți oameni și ăștia nu lucrează niciodată, ăștia trăiesc bine pe spatele unor oameni harni și ăștia se cheamă trântori. Sunt oamenii care întotdeauna caută scuze că ei nu pot să lucreze, bacă uh, Dumnezeu nu i-a zis să lucreze. Până aici s-au ajuns încât cineva mi-a spus odată, eu trebuie să întreb pe Domnul dacă să mă duc la lucru sau nu. Păi spun eu ce spune Biblia, dacă uh, nu mai trebuie să întreb pe Domnul, că dacă avem Biblia, ne este de ajuns. Cine nu lucră, nu-i să nu mănânce. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în 2 Salonicen, capitolul 3, de la versetul 6 până la 10. În numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorândială între voi, N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă, să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit: cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cuvântul Domnului. Există un timp pentru a munci pentru pâinea cea de toate zilele. Acum sunt sunt uh, oameni care muncesc mult. Într-adevăr, avem probleme mari, avem cheltuieli mari, dar Dumnezeu să ne dea înțelepciune să, ne le, să ni le chivernisim în așa fel încât să nu ne afecteze viața noastră spirituală. Nu putem să mergem la lucru și să lucrăm atunci când este biserică. Asta e părerea mea. Și vreau să vă spun că au fost situații, situații în viața mea când am mers și am lucrat. Pentru că n-am avut încotro. Și vreau să vă spun că în ziua aceea când am lucrat, am ieșit în pagubă mai mult decât dacă n-aș fi, fi lucrat. Am ieșit în pagubă pentru că am lucrat duminica. Și vreau să vă spun că ori de câte ori am renunțat de a mă duce la lucru în ziua în care am putut să stau la părtășie cu frații, Dumnezeu m-a binecuvântat mai mult în alt fel. Pentru că așa face Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, să nu lucrăm de sărbători. Păi ce n-ai ce făcut tot anul, cred că o să, o să faci într-o zi de sărbătoare, în ziua de Paști sau să mergi la lucruri de Crăciun, că o categorie de oameni nu sărbătoresc și se uită cu dispreț la noi. Și chiar am spus, odată într-un an, văzând chiar de Crăciun un om făcând niște munci în, 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 în curtea casei sale și totuși el se ruga la Dumnezeu și credea în Dumnezeu. Cine, cine, o zi pentru el o ține, frate, zic. Slăvit să fie Domnul, dar nu, nu poți să fii tu o pricină de, de potignire pentru cei din jurul tău, pentru frații ortodoxi. De Sfântul Ilie, tu te duci cu scos boi și tu te duci la arat, sau eu știu ce mai te-a pus să faci. Se uită lumea la noi. Că dacă noi nu arătăm uh, ca și Hristosul, dacă noi nu facem ce a făcut Hristosul, vreau să vă spun că degeaba merge și le spunem oamenilor despre dragostea lui Hristos. Degeaba le spunem noi despre pâinea aceasta și degeaba încercăm să-i aducem la biserică, pentru că e egal cu zero, dacă nu trăim și cu fapta. Unii oameni muncesc așa de mult pentru pâinea, ca, pentru, pentru pâinea care hrănește trupul și uită de pâinea care hrănește Sufletul. Pâinea ca hrană sufletească. Despre asta vreau să vorbesc în minutele care ne, ne stau în față. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze și să înțelegem ce înseamnă această pâine ca hrană sufletească. Domnul ne îndeamnă să lucrăm pentru pâinea vieții. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în Luca 10, versetul 2 cu 3. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Pe păi ce înseamnă asta să lucrezi pentru Dumnezeu? Înseamnă implicare în lucrarea Lui. Implicare în evangelizare, Implicare în ajutorare, implicare în tot ceea ce înseamnă comunitate, frățietate. Noi nu putem să stăm nepăsători. Și Cuvântul Domnului ne spune în Ioan, 2, în Ioan 6 cu 27, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul Omului căștatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și mai merge mai departe, tot în Ioan 6 cu 35 și spune Iisus, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Pe cum să lucri pentru pâinea vieții? Pe păi cine-i pâinea vieții? Unde s-a coborât pâinea aceasta a vieții pentru prima dată? S-a coborât în Betlem, în frata, ca și acolo îi se spune că este casa pâinii. Pâinea din cer s-a coborât ca să sature o lume întreagă care, care mergea într-o derivă și pustiul acesta mare al omenirii era peste noi așezat și direcția în care mergea omenirea aceasta era înspre moarte, fără șansă și fără speranță. A venit Hristosul din cer să ne hrănească. A venit El pâinea cerească să ne sature sufletele noastre și slăvit și binecuvântat să fie numele Lui pentru ceea ce a făcut. Asta înseamnă să lucrezi pentru pâinea vieții, să lucrezi pentru Hristos, ca împărăția Lui să se lărgească tot mai mult. Dar vedeți dumneavoastră că oamenii de multe ori l-au căutat și au crezut în el pentru că el făcea minuni. De ce unii oameni îl caută pe Isus? Din interese. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în Ioan 6, 26 cu 29. Drept răspuns, Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Lucrați, nu pentru mâncare peritoare. Bun, acum am stat așa și m-am gândit și am spus, da, într-adevăr, există pâinea aceasta care ne satură trupul, ca oameni avem nevoie de pâinea pentru suflet, care este Hristosul, care ne satură uh, sufletul nostru și după aceea avem nevoie și de pâinea aceasta euharistică. Despre ea am să vorbesc în câteva minute și vom vedea de ce avem nevoie și de această pâine. Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinea aceasta și v-ați săturat. Oamenii aceștia erau flămânzi din punct de vedere fizic. Aveau nevoie de cineva să-i hrănească și ei căutau un împărat, un om care se i scoată din toate problemele. Și când au văzut ei minunile pe care Iisus Hristos le-a făcut, când au văzut ei că au mulțit pâinile și că au mâncat toți și s-au săturat, spune cuvântul Domnului că toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițe de firimituri. Cei ce mâncaseră erau aproape 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Ce minunat Dumnezeu avem. Nu? Cum s-au frământat ucenicii. Cum au venit la Domnul și a spus, Doamne, este un loc pustiu. Doamne, dă drumul unor oroadelor să meargă să-și cumpere pâine. și îmi place de mântuitor așa de mult și spune, dați-le voi să mănânce. Adică voi care sunteți copiii mei, aveți grijă de frații voștri, dați-le voi să mănânce pe cum, Doamne, să le dăm noi să mănânce, pentru că noi n-avem decât atât. Și a, din nou apare, apare problema aceasta a resurselor limitate. Apare din nou problema aceasta a neputinței. Apare din nou problema aceasta de a nu putea vedea cu ochii credinței biruința, pentru că era imposibil și ca oameni noi nu nu-i condamn oameni buni ca oameni, nu, nu îi condamn și nu pot să spun că au făcut ceva greșit că s-au îndoit, că normal în, în, din punct de vedere omenesc să ai doar 5 pâini și 2 pești să hrănești atât amar de lume, e imposibil. Dar ceea ce este cu neputință la Dumnezeu, ce, ce este cu neputință la noi, la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și dacă am avea noi credință, știți cât oameni buni, cât un bob de muștar, una mică, am vedea lucrurile mărețe și mari ale lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să ne încerce în fiecare zi credința. Și aș vrea să vorbesc despre această pâine care ne stă în față în minutele următoare. Și aș vrea să ne aducem aminte, aminte de fapt că la început, când Mântuitorul era cu ucenicii, și aș vrea să mergem puțin în cuvântul Domnului Matei 26-28. Iar pe când mâncau ei, Isus, luând pâinea și binecuvântând afrând și dând ucenicilor, a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumindu-le, le-a dat zicând beți dintre aceasta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. partea principală a cultului primului creștin era frângerea pâinii, care se numea chiar de la început Sfânta Euharistie. Și spune cuvântul Domnului că toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea. Pentru că lucrul acesta îl făceau spre pomenirea și spre amintirea celui ce i-a învățat să facă treaba aceasta. Pâinea aceasta despre care vorbim, de fapt, nu e atât de importantă. Cel mai important lucru este acesta. Isus, omul care a frânt pâinea pentru noi. Dumnezeul care a venit și a stat cu oamenii la masă și în dimineața aceasta stă cu noi la masă. Ni s-a făcut hatărul acesta, ni s-a făcut onoarea aceasta ca în dimineața aceasta să fim în casa lui Dumnezeu și să nu fim în altă parte. Oare n-am putea să fim mulțumitori mai mult înaintea Domnului și să spunem Doamne, îți mulțumim că astăzi ești cu noi aici? N-am putea să ne deschidem inimile și să, să spunem Doamne, îți mulțumim că în dimineața aceasta ne vei vindeca? N-am putea spune mai mulțumitor ca oricând îți mulțumim că mai mult decât trupul acesta pe care Doamne Dumnezeu le, ni l a dat nouă și ne-ai dat și resursele să-l îngrijim. Avem și suflet și în dimineața aceasta putem să avem grijă și de sufletele noastre în frumoasa părtășie la masă cu Domnul, pentru că așa cum, a, a, cum acest trup are nevoie de haine și de mâncare și sufletul nostru are nevoie de hrană, pentru că ne uscăm pe picioare din punct de vedere spiritual și suntem slabi de multe ori, pentru că nu venim nici la cina Domnului, că vine diavolul cu tot felul de lucruri de nimic, cu tot felul de, de șmecherii și cu tot felul de, de lucruri slabe și vine și spune, nu lua că ai spus cuvântul acela nu te apropia de cina Domnului, pentru că ai vorbit nu știu cum, poate că ți ai ieșit din fire, dar vreau să vă spun că orice ai făcut și orice vorbă neînțeleaptă ai spus-o, Domnul astăzi, dacă te vei recunoaște înaintea Lui, te va ierta și te va împuternici să te atingi de trupul și de sângele Domnului. Pentru că fără lucru acesta suntem niște oameni slabi. Cine nu întinde mâna în farfurie și nu bea din paharul acesta rodovițe și nu face lucrul acesta, pentru că lucrul acesta este porunca Mântuitorului. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De fapt, asta facem și în dimineața aceasta. Ne aducem aminte de ceea ce Mântuitorul a făcut pentru noi. Ne-a dat viață din viața Lui. Faceți ce vă poruncesc eu, căutați împărăția mea, pocăiți-vă și veniți înaintea mea, spune Mântuitorul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vedeți, dumneavoastră, această pâine ne unește. Pentru că, așa spune cuvântul Domnului, că și dragostea lui Hristos ne strânge. Fiindcă socotind că unul, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, deci toți au murit. Și El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei însăși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. O dragoste față de omenire așa de mare. Și dragostea aceasta ne-o și în dimineața aceasta. Aș vrea că Dumnezeul acesta minunat care ne iubește, să ne facă conștienți că fără El, despărțiți de El, nu vom putea face nimic. Și mai mult ca oricând, când lumea aceasta aleargă așa de mult pentru pâinea, pentru trupul acesta, așa de mult aleargă oamenii pentru a avea viitorul asigurat. Dar vreau să vă spun că nu aceasta îți asigură ție viitorul o pâine pe o durată lungă de timp. Nu aceasta este siguranța unei vieți fără de probleme, dacă e un account plin în bancă, nu aceasta e siguranța zilei de mâine. Siguranța zilei de mâine este un suflet curat înaintea lui Dumnezeu. Și dacă în sufletul tău va locui Hristosul, vei căuta mai mult pâinea aceasta pentru sufletul tău. Căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și mai ce? Și neprihănirea și celelalte lucruri Dumnezeu ni le va da pe deasupra și deja ni le-a dat. Deja avem din belșug. Că mi-am făcut o socoteala și poate ți-ai făcut-o și dumneata și îți face așa un beca, mă, îmi ajunge pentru un an. Nu am griji, mă ajunge pentru 5 ani, pentru 10 ani. Păi și dacă îți ajunge pentru atâta timp ceea ce ai strâns tu, oare pentru sufletul tău, pot să spui același lucru? Sufletul meu are pe Domnul, are Duhul lui Hristos, are, are hrana aceasta, pâinea vieții, are bucurie în Duhul Sfânt și pot trăi mulți ani liniștit, poți să spui că sufletul tău este bine cu Dumnezeu, este păcat cu Dumnezeu, poți să spui că tu simți bucuria mântuirii, tu poți să simți dragostea lui Hristos în fiecare zi, poți să simți bunătatea lui peste tine, ești tu sigur că ești mântuit și că dragostea lui Hristos care s-a arătat față de tine mai este și în dreptul tău ceva ce îți dă putere să te ridici în fiecare zi la luptă și să nu renunți. Eu cred că dragostea lui Hristos și în dimineața aceasta nu strânsă. Și orice spune diavolul, vreau să vă spun că e un mincinos. Hristos iartă, spală, curățește și dă viață celor care nu mai au viață. Viață, din punct de vedere pământesc, te poate scoate din groapă și mai poate adăuga zile la zilele tale. Și dacă ești mor din punct de vedere spiritual, îți poate da viață ca să trăiești veșnic pentru împărăția Lui. Îți poate cerceta sufletul. Te poate mișca. Atunci când te vei atinge de, de, de pâine și de roduvițe, se poate întâmpla ceva în trupul tău, în, în mintea ta. Îți poate noi gândirea. Să gândești pozitiv că diavolul vine și spune numai lucruri negative și caută să vină cu depresia, cu descurajarea, cu frica, cu îndoiala. Mustrăm orice duh de îndoială și aș vrea să ne amintim în dimineața aceasta acest verset Filipen 4 cu 13, să-l scriem pe tăblița inimii noastre și să ne aducem aminte pe totul în Hristos care ce face, care mă întărește și în dimineața aceasta Hristosul ne va întări, ne va da putere să ne ridicăm din starea în care suntem, să mai treacă încă o săptămână, să mai treacă încă o zi, să mai treacă încă un nu știu când ne va da Dumnezeu, dar vreau să vă spun și să vă readuc aminte că Isus Hristos a spus că este cu noi în fiecare zi, slăvit să fie numele Lui. Nu suntem singuri în călătoria aceasta, chiar dacă e pustiu mare, cum spuneau cenicii, Doamne, e un pustiu, nu avem resurse, noi nu putem să hrănim oamenii, ba da, putem. Toate lucrurile sunt cu putință cui? Celui ce crede. Noi credem în promisiunile Domnului nostru Isus Hristos. Noi credem căci minunile Lui nu sunt la capăt în dreptul nostru, eu nu am nevoie de o minune în viața mea. Nu știu dacă și tu ai. Eu nu am nevoie de un prospețime, pentru că de multe ori mă simt slab și de multe ori când privesc la situația mea, mă ia groaza. Dar ceea ce îmi dă pacea și mă face să merg mai departe, știți ce este? Cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui în dreptul meu, îmi dă putere și mă ridic și spun, diavolul ești un mincinos. Cuvântul scrie altceva, Iisus Hristos a biruit totul și ne-a spus și noi îndrăzniți, eu am biruit lumea și păcatul. Noi suntem copiii Domnului nostru Iisus Hristos și vom avea biruință prin rănile Lui suntem tămăduiți. Glorie în numele Lui Său! Ce Dumnezeu minunat avem! Ce promisiuni minunate avem! Ce onoare și cinste ni s-a făcut să putem sta cu El la masă, să ne împărtășim cu El. Când închid ochii, mă aduc aminte și mă gândesc așa și privesc de, în, în, depărtare și parcă îl văd cum rupe pâinea cu ucenicii atunci, în ziua aceea și învățați învăța ce să facă. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ce-ți aduci tu aminte că l-a făcut Domnul în dreptul tău? Păi eu mă aduc aminte că îmi dă pâinea cea de toate zilele în fiecare zi și am văzut protecția lui. Îmi aduc aminte că el a murit pentru mine. Îmi aduc aminte că sângele iertării o curs la Golgota și sunt spălat și curățit în sângele mielului. Asta ce înseamnă? Că am o destinație, am un viitor, am un odevje. Nu suntem orfani! a trimis Duhul Sfânt și a spus că nu ne va lăsa singur că s-a înălțat la cer și acest Duh al adevărului ne călăzește în fiecare zi pe cărările drepte ale mântuirii pe care El ni le-a trasat. Ce minunat Dumnezeu avem! Slăvit și binecuvântat să fie în numele lui. Căci, lui! căci dragostea Lui Hristos ne strânge și așa să rămână dragostea aceasta Lui Hristos vie în inimile noastre și când dragostea lui Hristos ne strânge, vreau să vă spun că vom simți prezența Domnului. Tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste, pentru că tot ceea ce a făcut El pentru noi, a făcut cu dragoste. Dar dacă nu iubim pe frați, spunea poetul, nu avem în noi iertarea Lui. Dacă mai este ceva, dacă mai ai un gând în dreptul cuiva, dezleagă pe oricine și, cine și lasă liber. Iertați oameni buni. E greu să ierți când ți s-a făcut o nedreptate. E greu, nu? Mă, când că, că ai avut tu dreptate. Când că, că ceea ce ți-a făcut la e de neiertat. Nu? Am citit mai, mai, mai înainte și spune cuvântul lui Dumnezeu. Depărtați-vă de cei care ce fac, care trăiesc în neorânduială depărtați-vă de oamenii vetitori, Păi dacă vezi că e bârfitor, dacă vezi că te o lovit dată de două ori, de trei ori, o să o facă și a patra oară, și a cinci oară, și a oară. Îndepărtați-vă de oamenii care trăiesc în neorânduială. Îndepărtați-vă de oamenii care vă cheamă la locuri unde, unde nu-i de mers. Mai ales când e biserică. Hai să mergem și dincolo, lasă că avem timp. Nu, n-ai timp. Că nu știi mâine ce analize primești de la doctor. Nu știi. Că timpul e în mâna lui Dumnezeu și viața e în mâna lui Dumnezeu. Și atunci ce avem de făcut? Să căutăm împărăția cerurilor și să fim plini de dragostea lui Hristos. Să căutăm casa lui Dumnezeu, pentru că nu venim aici că nu avem ce face acasă. Venim aici pentru că dragostea lui ne strânge. Ce lucru minunat a făcut pentru noi. Dacă El ne-a iubit așa de mult și ne-a iubit până unde? Până la capăt. Pe ai să i-a iubit până unde? Până la capăt. Și dragostea lui și-a arătat-o față de noi la Golgota. Acolo pe lemnul crucii. În rănile lui suntem tămăduiți și sângele lui mai are putere încă să curățească și să ierte. Glorie Domnului, ce Dumnezeu minunat avem! O dragoste de neînțeles, o dragoste pe care mulți nu o pricep, dar noi o pricepem pentru că ne-o deschis mintea și mintea noastră locuiește lumina lui Hristos. Și ce bine să știm că Cel ce ne iubește este viu și trăiește în noi în fiecare zi. Glorie lui Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, Timpul e trecut. Vrem să trecem la actul cinei. Aș vrea să nu uităm acest lucru și să îl punem bine, la loc de cinste, acest cuvânt în inimile noastre, din Filipeni 4 cu 13, care spune așa frumos: Pot totul în Hristos care mă întărește. Nu există, nu se poate. Înainte și în sus. Vine Isus. Ești gata să te întâlnești cu El? Eu vă spun că în, în dimineața aceasta ne vom întâlni cu El încă o dată. Pentru că El, El este în casa pâinii. Și astăzi, azima aceasta pe care o vom frânge. Și vinul ace și acest must pentru care ne vom ruga și îl vom împărți. Facem lucrul acesta și ne aducem aminte de tot binele care ne l-au făcut. Facem lucrul acesta și ne aducem aminte că o purta crucea aceea grea. Pe via dolorosă. Ne aducem aminte că acea coroană de spini care a păsat pe fruntea lui, și sângele acela care au curs, bagiocura, o cara, l-au scuipat și l-au bătut, l-au purtat de la ană la Caiafa și, ca un miel dus la tăiere, nu a ridicat glasul. Și noi mai ridicăm glasul. Mai vrem noi să ne facem dreptate câteodată. Și el ar fi, ar fi putut să spună, Tată, trimitem un înger, era de ajuns. Unu. Și l-ar fi putut scăpa. Dar pentru că ne-a iubit până la capăt, a îndurat toate acestea, toate aceste ocări, toate aceste bajocuri, ca noi să avem viață și să avem din belșug. Oameni buni, nu suntem orfani. Poate că nu mai am mamă și tată, dar vreau să vă spun că tatăl meu și mama mea este Isus Hristos Domnul, care m-a purtat de grijă și cred că îmi va purta în continuare. Nu suntem orfani, nu suntem singuri, nu ne-a părăsit încă este cu noi și poate că de multe ori e greu, dar vreau să vă spun că n-am neamuri aici și n-am prea mulți prieteni, dar v-am pe voi ca biserică, v-am pe voi și vă mulțumesc că chiar simt că suntem dintr-o familie, suntem din familia lui Hristos. Când cineva simte cu tine și vezi că îți bate la ușă și te caută, înseamnă că dragostea asta lui Hristos trebuie și arătată, nu doar vorbită și spusă, te iubesc, Radule dar nu mai îți dau un telefon, nu mai în pasă de tine. Te iubesc, soră, te iubesc, frate, ne iubim, dar cum? Cu vorba doar. Să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute să, să, înțelegem că trebuie să avem și faptele dragostei. Spune că toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășiță de ferimituri. O mai rămas, Dumnezeu o binecuvântat. Erau 5.000 de bărbați afară de femei și copii avem de face cu un Dumnezeu al minunilor. Un Dumnezeu care îți mulțește pâinea, cea de toate zilele de care ai nevoie să o duci familiei tale și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciune să lucrăm pentru pâinea vieții, să lucrăm pentru El, pentru Hristos, pentru pâinea aceasta sufletului și mulțumim Domnului că ne-a dat putere și înțelepciune să ne reamintim de această pâine pe care o frângem și care este pentru noi o binecuvântare. Este onoare, este porunca Domnului. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Asta facem și în dimineața aceasta. Ne aducem aminte de tot ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, ne pregătim de actul cinei. Mulțumim Domnului pentru toate. Amin.